Au. Avem un denunț public. Da. Încercăm să vorbim cu cineva responsabil de la președinție, că în statul ăsta mai mult nu mai este nimic care să răspundă de... care să mai răspundă de ce se întâmplă în țara noastră. Dragi prieteni, n-avem de gând să intru în direct, dar am primit o informație și vreau să vin cu un denunț la președinție. Nu mai există nimeni în Republica asta. Dacă cineva crede că mai există oameni care să-și asume responsabilitate pentru tot ce se întâmplă, vă greșiți. De asta am decis să vin la președinție. Sper să ne primească cineva dintre cei responsabili, măcar să nu spunem că n-am vorbit. Și vă spun în câteva clipe despre ce este vorba. Am vorbit cu cineva deja dintre ăștia. Bună ziua! Avem cu cine vorbit la președinție. Este vreun om responsabil, un consilier a doamnei președinte. Oricare, vrea să facem un denunț. Așa, fără doamna președinte, nu se mai întâmplă nimic, pentru că nu avem încredere nici în procuratură, nici în instituțiile statului. Majoritatea sunt paralizate. Care este procedura? Doar cu petiții sau cu cereri? Petiții scrise, cereri și altceva, nimic. Asta e procedura. Dar măcar scoboare unul jos, nu spune că nu le-am spus. Pentru că atunci când se întâmplă ceva, pentru o bunic cu pătrunjel se găsesc patru indivizi care să-și șească mâinile. Acum dispărut 14 camioane cu metal, care erau practic sequestrate de către stat. Și vreau să spun public lucrul ăsta, ca să nu spună că n-am știut, n-am văzut. Și vreau să vorbesc cu cineva, că numai ce am vorbit cu cineva din administrația de aici, la președinție. Dumneavoastră cunoașteți, vă spun, procedura doar... Și n-a să iasă nimeni acum. Doar la sala de petiții, acolo, depuneți genunți și elezi. Dar dacă este vreun consilier a doamnei președinte, scoboare jos, să-i spun. Toate petițiile vin de acolo încoace, la noi. Petițiile, da? Da. Și acum n-are sens nici să chem pe nimeni, nici să... Eu nu știu, ce are sens, vă spun... Păi da, este un secretar, există consilierea doamnei președinte, există o grămadă de oameni care o ghidează și o consiliază pe doamna președinte și niciunul nu coboară jos. Procedura legală asta este, domnule Costu, n-are sens să intru înăuntru. N-ai niciun număr de telefon, nu există nimic, la suni, la... Sala de audiență și petiția președintele Republicii Moldova. Petiție. 53. Numai la petiție, am înțeles. Dragi prieteni, am încercat să nu spună că n-ajung. Eu am filmat la Rezina, în parcarea terminalului, am filmat și v-am arătat camioanele pline cu metal care vin din România și care în act erau trecute ca și deșeuri metalice, iar VAMA a dispus o anchetă internă să stabilească cum a fost posibil ca aceste camioane pline cu metal, cu fontă, cu ciugun, să ajungă în Republica Moldova, având schimbate codurile vamale. Acum vă spun, aceste camioane care erau în parcarea terminalului, au dispărut din parcarea terminalului. Din sursele mele și acei ce am reușit să vorbesc, unul din șefii VAMI, biroul VAMAL Centru a modificat codurile împreună cu proprietarul metalului, iar mașinile au dispărut cu tot cu metal. Fac un apel public pe această cale. Nu mai am încredere și există instituții de stat care au scris rapoarte pe acest eveniment, pe acest fenomen. Eu fac apel către domnul Talmazan, către procuratură, dacă mai avem procuratură și aici pune la îndoială, dar principalul mesaj este către doamna președinte Maia Sandu. Nu are altcineva în statul ăsta, nu răspunde nimic de nimic, indiferent ce s-ar întâmpla. Să dispună o anchetă și să vadă cum a fost posibil ca metalul care a venit din România cu un alt cod marfar. Asta înseamnă contrabandă. 14 camioane. Asta nu e un mănunchi de pătrunjel. Asta nu e un mănunchi de lalele. Au dispărut din terminal. Ele s-au descărcat la Râbnița și mașinile BPM-ului continuă să aducă metal. Acum, de ce vă spun lucrul ăsta? Pentru că această schemă a funcționat ani de zile, trecând metalul adus din România fără să plătească taxă, fără să plătească nimic, trecut ca deșeu. Deșeuri care erau trecute ilegal, contrabandă, vama și se ducea în Transnistria. Acum schema a fost reluată. Cine răspunde pentru această schemă? Asta e întrebarea mea. Cineva face bani, saci de bani, la nivelul 2, nivelul 3. Eu nu cred că cei care conduc statul sunt
implicați și știu ce se întâmplă de fapt la Râbnița, la Rezina. Eu nu mai vorbesc despre autorizații. Eu vreau astăzi să fie dispusă o anchetă, să fie audiați cei de la Serviciul de Informații și Securitate. Ei cu siguranță au toată informația, cine a modificat, cu cine complici, când au dispărut mașinile. Ca să nu vă pătați cu totul cei care conduceți cu Republica Moldova, pentru că așa sunteți văzuți impotenți. Voi doar când prindeți babii cu mărari vă sesizați și trimiteți poliția și securitatea și procuratura. Ori de data asta ne demonstrați că cei care fac contrabandă cu metale și aduc și nu plătesc, fac evaziune fiscală, tot vor fi trași la răspundere. Vreau să văd un caz concret când voi ați făcut ceva concret. De asta apelul meu e către doamna președinte Maia Sandu. Dacă nu se mai întâmplă nici de data asta nimic, când mașinile au fost documentate, au fost staționate, oprite de către vamă, probabil la ordinul domnului Talmazan, și peste noapte au dispărut mașinile, 14 camioane cu metal, metal de milioane de lei, atunci să înțeleg că e implicată conducerea politică a statului și a fost o decizie politică asumată. Și dacă a fost o decizie politică asumată, cine și-o asumă? Cine dintre conducerea statului și asumă această decizie de contrabandă? Eu am să merg la Rezina să filmez parcarea și să vă arăt că metalul și toate mașinile care erau cu metal nu mai sunt. Astăzi am să plec. Am să plec până seară să filmez. Dar acum mesajul meu e către doamna președinte. Eu știu că are consilieri, eu știu că are o grămadă de oameni care monitorizează spațiul online. Vreau să se sesizeze consilierii doamnei președinte și să facă ordin intern ca să stabilească cine, de fapt, a făcut modificările. Eu vă spun, căutați la biroul Vamal Centru. Biroul Vamal Centru este implicat în această spețoperație cu contrabanda de metal. Răbdare, înțelepciune. Nu mai fac trimitere la Lilian Carp, la șeful securității și comisiei parlamentare, că nu are sens. Restul, în general, nu decid nimic în țara asta. În afară de Maia Sandu, nimeni nu decide nimic în țara asta. De asta am venit la ea. Rugămintea mea pentru toți cei care sunt susținătorii PAS. Întrebați conducerea voastră de ce contrabanda nu este oprită. Contrabanda mare cu metal. Nu mai vorbiți de altele. Scriți mesaj și întrebați-i.